Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună, ca de fiecare dată, la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul acestei frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, Tradiția vie a spiritualității creștine, o incursiune spirituală în practica și fundamentele doctrinare ale tradiției creștine. Vom discuta în interviurile pe care le avem cu invitații noștri despre calea creștină, marile tradiții contemplative, învățăturile Sfinților Părinți, discursul mistic, rugăciunea inimii, despre isihasm, despre adevărata trăire a inimii, cu invitații speciali ai seriei de interviuri Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de noi, este Andrei Găitănaru, căruia îi mulțumim foarte mult pentru timpul pe care ni-l acordă și vom vorbi despre o carte, de altfel, o carte intens promovată, cel puțin în ultimii 2 ani, prin evenimente, o carte publicată la editura Herald. Este vorba despre Muntele Tăcerii în căutarea spiritualității ortodoxe de Kyriakos Markides, sociologul american de origine cipriotă Kyriakos Markides, o carte, cum spuneam, publicată în colecția Spiritualitate Creștină. Andrei Găitănaru, cum spuneam, o carte care l-a foarte așteptată și la vremea apariției, aș putea spune, fără să exagerez, un eveniment editorial. Și deopotrivă, cum de altfel și domnului profesor Teodoru Ghiondea îi place să spună, un eveniment editorial, cultural, dar și cu importanță spirituală. Ce înseamnă, de fapt, Muntele Tăcerii, aceste dialoguri pe care Kyriakos Markides le are cu părintele Maximos? Ce cuprinde, de fapt, această carte? O carte care, în egală măsură, intrigă prin faptul că este o carte ușor de citit, dar de altfel este o carte pe care o citești cu creionul în mână, făcând anumite adnotări, sublinieri, și pe care ai acest sentiment, această senzație că vrei de fiecare dată să revii asupra textului. Da, în primul rând, bine te-am regăsit și mulțumesc pentru invitația ta. Mă bucur să vă vorbim din nou despre cartea aceasta pe care am tot promovat-o. De altfel, cred că aș putea spune că este cartea pe care am dăruit-o cel mai mult. Există un destin, cumva, sau există un raft al cărților pe care le dăruiești în viață, dar aceasta cred că e în top. Realmente. Și nu întâmplător. Și nu întâmplător spun pentru că ea este scrisă într-un fel anume, așa cum ai spus și tu. E scrisă accesibil, dar nu neapărat foarte accesibil, în sensul că nu e o carte ușurică, e o carte care te obligă, într-un fel, sau te invită la studiu. Dar accesibilitatea vine mai degrabă dintr-o minte. Din faptul de a fi scrisă de o minte extrem de asemănătoare cu mintea noastră, cea de toate zilele. Este o minte a omului contemporan. E scrisă chiar din perspectiva unui om bine pregătit intelectual, în fond este vorba despre un profesor universitar care are deja instrumentele rigorii academice, care este secularizat. Da? Nu este, deci, un om al bisericii, provine dintr-o familie de oameni credincioși, este un cipriot care emigrează cu familia sa în Statele Unite, dar care se scufundă, propriu-zis, în obișnuințele și modul de a gândi al unei societăți secularizate, adică al unei societăți care, hai să zicem că are așa o atenție și înspre Dumnezeu, dar nu este pe lista de priorități relația cu Dumnezeu. E undeva pe acolo. Ba chiar la o adică începe să devină mai degrabă reținută în privința acestei relații cu Dumnezeu. Însă, în plus, Kyriakos Markides este și o minte cizelată în universități americane. Adică este vorba despre curiozitatea și spiritul științific, critic aș zice, critic științific,
al celui care vrea să înțeleagă și care are obișnuința extrem de sănătoasă, aș zice, de a duce întrebarea până la capăt, de a nu se mulțumi cu una cu două. Ca atare, cartea aceasta, Muntele Tăcerii, este scrisă, a cărui subtitlu de altfel este În căutarea spiritualității ortodoxe, este scrisă de un om care e obișnuit să nu se lase imediat, să nu se mulțumească cu primul răspuns, cu al doilea răspuns sau cu al treilea răspuns, care stăruiește în interogația sa. De aceea și acest subtitlu, În căutarea spiritualității ortodoxe, este extrem de sugestiv, pentru că e chiar căutarea acolo. Adică nu e așa pe jumătatea căutării, pe jumătatea căutarea spiritualității ortodoxe. Și cumva faptul este punctat și în carte. La un moment dat, Kyriakos Markides menționează faptul că, vorbind cu Părintele Maximos, personaj central din carte, spune că acesta la un moment dat îi destăine că avusese o reținere în a comunica și a îi răspunde tuturor întrebărilor pe care Kyriakos Markides le adresa. Era cumva intrigat, pentru că Kyriakos Markides nu face neapărat parte din profilul omului credincios care merge duminică de duminică la liturghie și care eventual mai la biserică și care eventual mai prinde și niște vecernii și în timpul săptămânii, și care la o adică se mulțumește mai repede cu răspunsurile oficiale, ca să zic așa, care spune, adresează o întrebare părintelui, părintele răspunde, el că înțelege că nu spune binecuvântați părinte și pleacă cu poate uneori cu nedumerirea mai departe. De, Kyriakos Markides nu e așa. El pune întrebări. Dacă nu înțelege, insistă. Și în carte transpare acest fapt că Părintele Maximos la început a fost ușor intrigat, cam asta ar fi cuvântul, dar că nu a rămas în acest fel de a fi intrigat, pentru că a primit o încredințare lăuntrică că e important să-i răspundă lui Kyriakos și să, într-un fel, deci să pună bazele acestei cărți minunate care a ieșit sau care este produsul discuțiilor lor. Este în fond vorba despre un fel de asumare a unei paternități duhovnicești în care părintele răspunde și în care ucenicul întreabă, dar de data aceasta, ca să zic așa, ucenicul are mai multe întrebări decât are părintele de dat răspunsuri. Ori asta cumva face să fie aparte carte. Nu este scrisă din perspectiva uzanțelor monahale. Pentru că cărțile teologice sau cărțile duhovnicești, adică cărțile, acea literatură care face parte din bibliografia celor aflați pe o practică, aflați pe drumul practicii ortodoxe, adică al exersării și al trăirii asumate a vieții ortodoxe, nu face parte din acel tip de bibliografie, pentru că acolo lucrurile sunt, să zicem, cărțile sunt scrise într-un fel mai tranșant. Ai, să zicem, o întrebare, un răspuns. Lucrurile nu sunt neapărat mai degrabă lămurite. Unor ești lăsat cu nelămuriri, fără explicații suplimentare. Și e adevărat că acele nelămuriri te duc mai departe, dacă ești în schimb învățat să le iei, să te duci cu ele mai departe. Sunt părinți care spun uneori această întrebare este mult prea importantă încât eu să-ți dau un răspuns la ea. Rămâi mai degrabă cu întrebarea și las-o să lucreze în tine. Dar acest tip de răspuns, să zicem, este fertil pentru un ucenic care e obișnuit deja cu un anumit tip de parcurs duhovnicesc, e obișnuit cu, care deja știe că urcușul spre Dumnezeu este un urcuș care presupune o interogativitate lăuntrică, o relație, o încordare lăuntrică în relație cu Dumnezeu, în care știe că uneori, că de fapt Dumnezeu vorbește prin duhovnic, chiar și în momente în care duhovnicul nu este conștient. De pildă, Părintele Rafael Noica trimita către arhimandritul său, Sfântul Sofronie Saharov,
care la rândul lui trimitea către Sfântul Siluan Atonitul, care spunea că atunci când ai o întrebare pe care ai vrea să o adresezi duhovnicului tău, ia primul cuvânt de la el și fugi. Cu alte cuvinte, nu-i mai cere explicații. De ce? Pentru că atunci când tu te rogi lui Dumnezeu să-i dea cuvânt, să-i dea cuvânt duhovnicului, adică să vorbească prin duhovnic, cel mai probabil Dumnezeu îți va asculta rugăciunea și îți va răspunde. Va răspunde prin intermediul duhovnicului și primele cuvinte care vor ieși vor fi de la el. Dar poate că duhovnicul nu înțelege neapărat care este adâncimea și sensul cuvântului pe care el l-a rostit. Dacă tu îi ceri să-l explice, e foarte posibil odată ca el să înceapă să pună de la el, adică să vină cu bagajul lui omenesc, cu inteligența lui, cu emoțiile lui, cu memoria lui, dar s-ar putea să brueze mesajul. Și în al doilea rând, pentru că este mult mai fertil să rămâi tu în contact cu cuvântul, acel prim cuvânt pe care l-ai primit, să-l primești nu cu îndoială, ci mai degrabă cu deschidere, adică să-l iei cu tine și chit că n-ai înțeles sau poate că o parte din tine se împotrivește, să rămâi, să-l lași să germineze în tine. Nu să-l pui pe părintele duhovnice să ți-l explice până ajungi să cazi și tu de acord cu el, să-l accepti, zici, în sfârșit, așa înțeleg. Dar acest răspuns pe care l-am dat, așa înțeleg, vorbește, de fapt, mărturisește și o respingere preliminară, de fapt, o împotrivire. Ori, repet, acest tip de atitudine a ucenicului este o atitudine, dacă vreți, a unui ucenic antrenat, care, într-un fel, știe să ia răspunsurile duhovnicului, care răspunsurile vin uneori cu nelămuriri mai mari decât le avusese ucenicul înainte, dar mult mai fertile. Ori când nu ești pregătit, când ai pregătirea aceasta, cartea Muntele Tăcerii vine să o astupe un gol, într-un fel. Vine să astupe sau să iese, de fapt, în întâmpinarea minților noastre contemporane, care au multe nedumeriri, care vor să înțeleagă, sunt însetate de a cunoaște și de a înțelege ceva, dar care nu se lasă cu una, cu două, adică pe drumul ăsta al interogativității interioare. Nu, vor răspunsuri. Dom'le, mie să-mi spui, cum zicem noi, mie să-mi spui acum mai clar despre ce e vorba. Lasă-mă cu metafore, lasă-mă cu enigme, spune mai concret cum stau lucrurile. Și e adevărat că e foarte periculos să nu ieși deloc în întâmpinarea acestui tip de interogativitate și de căutare, pentru că acolo e și disponibilitate. Acolo este deschidere. E nevoie să poți să... Noi avem nevoie și de asta, ca să zic așa. Este o carte care ni se adresează și nouă, indiferent de cât de des mergem la biserică. Sunt momente în care la adică am vrea să, dacă se poate, să mai o mai nu sau mai luăm pe scurtătură, dar măcar să se mai ridice din când în când, dintr-un vol, așa, și să ni se mai arate, să ni se mai deslușească. Iar cartea aceasta reușește să facă acest lucru, adică răspunsurile părintelui Maximus, pseudonim despre care noi am mai vorbit, vine exact din această disponibilitate a unui părinte duhovnicesc care are o mare experiență duhovnicească, vine din această disponibilitate a lui de a spune, bine, hai că îți mai arăt. E poate ca în finalul Pelerinului Rus, când apare, este evocat acel pasaj cu părintele duhovnicesc care îi arată ucenicului său ceva din realitatea acestei lumi care este deja îndumnezeită, care este deja în împărăția lui Dumnezeu. Evident că și ucenicul era important ca el să ajungă la o măsură, cum se spune la finalul pasajului, să aibă o anumită măsură duhovnicească ca să poată vedea, dar de fapt și părintele duhovnicesc este cel care mediază, cel care face ca această arătare să se întâmple. Apropo de întrebări și răspunsuri și de Pelerinul Rus, vreau să fac o mică precizare. Această carte a apărut tot în portofoliul editurii Herald, Mărturisirea unui pelerin,
sau pelerinul rus și cred că peste două săptămâni și jumătate urmează o reeditare, trebuie să apară de la tipar. Iată un nou motiv de bucurie, ca să spunem așa. Iar legat de întrebări, răspunsuri și de pilde, în timp ce te ascultam, mă gândeam la un aspect. Mintea omului contemporan, mintea, hai să-i spunem, occidentalului, e făcută exact cum spuneai tu, în așa fel setată sau în așa fel construită, încât oamenii vor răspunsuri extrem de clare, scurte, concise și nu înțeleg din metafore, așa cum spuneai tu, din pilde. Și mă gândeam că dacă ar fi să fac o metaforă, este ca un fel de teren, de sol, în care vii cu o sămânță bună, da? Întrebarea este sămânța bună cu care vine, să spunem, ucenicul. Și dacă terenul este fertil, dacă și terenul este bun, este propice, acea sămânță va înflori. În momentul în care pământul nu este pregătit, și când spun pregătit, apropo de pregătirea ucenicului, nu ai acea deschidere, și aș spune eu, și intuitivă cumva, este o deschidere sufletească. Adică încearcă să înțelegi cu inima și cu sufletul ceea ce nu poți cu mintea să cuprinzi. Și în felul ăsta, terenul acela este exact ucenicul unde punem sămânța respectivă sau duhovnicul pune sămânța. E pregătit solul, este fertil, va înflori. Nu este mai umblăm, mai aducem îngrășăminte, mai facem în așa fel încât întrebarea respectivă sau răspunsul să înflorească în urma întrebării. Da. E, cum bine spui, e vorba despre, în fond, răspunsul lui Hristos, de cele vorbeșilor în parabole. Și într-una dintre Evanghelii, așa cum minunat a comentat și a interpretat Andrei Pleșu, răspunsul a fost ca să nu înțeleagă. Deci, în tradiția duhovnicească se dau răspunsuri, într-un fel, într-un anumit sens, și ca astfel croite încât cel care le primește să nu înțeleagă. Știi, zice, nu sunt ready-made. Înțelesurile se fac împreună cu cel care le caută sensul. De fapt, e o invitație în a căuta. E uneori mai important să rămâi cu o întrebare și să o lași să te sape pe interior, cum spunem noi, să te râcăie, pentru a scoate ceva mai important la suprafață. Dar acum, ca să mă întorc la carte, ea are acest dar foarte mare. Răspunde curiozităților unei minți contemporane și răspunde, ca să zic așa, pe larg, într-un mod foarte accesibil, dar în același timp sistematizant. Adică reușește să facă foarte clare anumite construcții conceptuale ale înțelegerii tradiției ortodoxe, spiritualității ortodoxe, al înțelegerii specifice teologiei creștine, își permite chiar să trimită către conceptele, așa cum sunt ele transmise în limba greacă, e aproape ca într-o lucrare academică sau semi-academică, unde găsești uneori conceptele puse în paranteză sau redate și în limba greacă sau în limba originală, tradiției sau textului pe care se lucrează. Ceea ce îți oferă o anumită acuitate. Știi că este vorba despre ceva anume, mai exact. E vorba despre o invitație spre precizie. Ori nouă ne cam lipsește precizia la o adică. Și în viața noastră de zi cu zi, a credincioșilor de rând, a zice, și în viața bisericii, e loc de îmbunătățire, de fixare conceptuală, de precizări și precizii suplimentare. În fond, de aceea tot apar traduceri sau retraduceri ale operelor unor sfinți părinți. Uneori textul liturgic este revăzut, pentru că pot fi locuri și sunt locuri, cum inclusiv părintele Rafael Noica semnala că sunt
pasaje din Sfânta Liturghie sau din slujba proscomidiei care ar avea nevoie de o revenire și de revizuire. Pentru că e foarte important. E aproape ca la Wittgenstein, unul dintre cei mai mari filozofi ai limbajului. Limitele lumii sunt limitele limbajului nostru. Dacă noi nu știm să vorbim, propriu zis, și nu înțelegem ce spunem și nu avem exactitate în ceea ce spunem, asta se traduce într-o lăbărțare existențială, ca să zic așa. Nu prea avem margini, nu prea avem contur, nu prea suntem definiți. Lumea noastră nu prea este precisă, nu prea știm ce facem. De aceea este, de pildă, atât de important ca într-o sfântă liturghie, de pildă, preotul să vorbească clar și rar, astfel încât să se înțeleagă ce spune, nu să turuie. Că da, e sigur, poți să bifezi prezența, te poți închina când îi vezi pe ceilalți că se închină, dar ce a zis de fapt? Nu știm. Uneori nu știm, e o enigmă, a fost repede spus. Ori, e foarte important pentru că, conform înțelegerii creștine, Hristos este logosul, este rațiunea, este cuvântul. Ca atare, suntem datori și din acest punct de vedere să fim clari, preciși, bine definiți, bine înțeleși, să nu umblăm cu jumătăți de măsură, să căutăm să avem o bună folosire a cuvintelor și a înțelegerii sensului acestora. Ori cartea lui Marchides e, cum să spun, are un dar în acest sens. Ea nu este doar o carte duhovnicească, în sensul acela extrem de prețios și de bun, așa cum multe cărți sunt. Și are și această, dacă vreți, dimensiune pedagogică sau sistematizantă. Ea este undeva la jumătatea drumului între o carte duhovnicească cu învățături ale părinților bisericești care vorbesc despre experiența lor duhovnicească și din experiența lor duhovnicească și în același timp are ceva dintr-o carte de teologie sistemică sau sistematizantă. E ca un manual de dogmatică. E, nu știu cum să spun, este undeva la jumătatea drumului cartea aceasta între cuvintele Sfântului Paisie Aghiuritul, care este de altfel un personaj din această carte, pe de-o parte, și pe de altă parte, să zicem, volumul Ascetica și Mistica Ortodoxă a Părintelui Dumitru Stăniloae. Cam pe acolo, pe la jumătate se află. Adică atât precizie conceptuală, cât și experiență duhovnicească. Totul croit pe nevoia de înțelegere a unei minți secularizate, care ar vrea să mai pună sub semnul întrebării, să mai chestioneze, să înțeleagă, să fie lămurită la o adică. Dragii noștri, am vorbit astăzi atât de frumos, aș putea spune, despre Muntele Tăcerii, cartea lui Kyriakos Markides, sociologul american de origine cipriotă, Kyriakos Markides, Dialogurile cu Părintele Maximus, în căutarea spiritualității creștin-ortodoxe, o carte în această frumoasă colecție de pe site-ul editurii Herald, Spiritualitate creștină, și de asemenea o carte care se află în campania Tradiția vie a spiritualității creștine. A fost alături de noi Andrei Găitănaru, istoric al ideilor, psihoterapeut. Îi mulțumim din suflet încă o dată. Noi vă mulțumim dumneavoastră că ați fost și de această dată alături de noi la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție, un nou episod. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!